acasă. Chiar cu o lună înainte de a pleca în Burkina Faso. A fost împreună cu soția? Da, da, amândoi. Soția a fost. Și ce v-au povestit atunci despre viața lor acolo? El a plecat singur? Singur, da, soția, eu rămas acasă. În România e sau în Londra? În România, în București, ea e din București. Așa. N-ați mai reușit de atunci decât să aflați ce... Nimic, tot ce numai și văd la televizor. Altceva, n-avem nicio convorbire, nicio legătură. Nici n-aveți cum să aveți, dar... N-avem cum, da. La Ministerul Afacerilor Externe, la Guvern, la Președinție, ați făcut... Da, am fost. Ați fost în... ce situație, da, sigur că am fost. Vi se spune să aveți răbdare? Răbdare, totul merge bine. Ei, adică urmăresc, au legături cu toți cei, cu ăștia din Franța, cu... Există o celulă de criză internațională la care participă și România. Da, participă, dar eu nu știu că, na, nu se rezolvă nimic. Așteptăm ce studii... cât mai repede, că... Acolo suferă de apă, de mâncare, că nu e ca aici.